Îl glorificăm pe Domnul, căci și astăzi suntem în prezența Lui, în casa Lui. Și cuvântul pe care Domnul mi l-a sărit în inimă să-l vorbesc astăzi din Cartea Romanilor, capitolul 13, dar versetul 11 în jos, spune: și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este o vreme foarte tumultoasă, o vreme foarte încurcată, o vreme în care oamenii parcă au intrat în moarte clinică, parcă nu mai există bucurie, parcă nu mai există dragoste, nu mai există dorință, parcă toate lucrurile sunt într-un somn. Taină-te că venirea Domnului va veni, va fi pe un fond de genul ăsta. În biserica din Laodiceea, din Cartea Apocalipsei, Biblia spune așa: fiindcă nu ești nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. N-aș vrea ca Domnul să ne găsească nevegheator. Aș vrea ca Domnul să ne găsească vegheator, fraților. Amin. Și aceasta cu cât mai mult știm că atunci când noi am fost mântuiți, credeam că venirea Domnului este aproape. Cu cât mai mult, acum, după atâția ani, credem că venirea Lui este mult mai aproape. Dacă apostolii Domnului credeau că revenirea Domnului Iisus Hristos pe noi celui ca să-și ridice viața la cer va avea loc în timpul vieții lor, și noi ar trebui să avem aceeași credință. Amin. Și eu cred, exact cum spunea Pavel, că nu vom adormi cu toți, ci unii vom fi preschimbați, alții sculați dintre cei morți și ne vom lua zborul ca porumbei spre porumbarea lor. Și cred în adevăr că ochii mei îl vor vedea și ochii voștri trebuie să vadă. Pentru că Iisus Hristos afirmă că va vedea orice ochi, chiar și acelor ce l-au străpuns. Cartea Apocalipsei, capitolul 1, versetul 7. Iată, eu vin pe nor. Orice ochi m-au vedea, chiar și acelor ce m-au străpuns. În cuvântul acesta, din versetul 11, spune: și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Nici unul din noi nu se poate desvinovăți că dragostea pentru Dumnezeu a răcit în inimile noastre. Fiecare, dacă ne uităm, vremea când Dumnezeu ne-a mântuit, eram aprinși, eram dornici să fim în prezența lui Dumnezeu. Această dragoste și foc care avea în inima mea atunci, continuă să fie și acum. Am aceeași vreme, aceeași dragoste și noi toți ar trebui să o avem. Dar împrejurările de acum, prin care cei mai mulți sunt preocupați pentru existența zilei, căci cei mai mulți nu mai au siguranța zilei de mâine. Situația a ajuns de așa natură că cei mai mulți cred că nu mai au a doua zi slujbă, nu mai au a doua zi salariu, nu mai au cele trebuincioase, dar Domnul face o făgăduință. În Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția și neprihănirea și toate celelalte lucruri vi le voi da pe deasupra. Iar Marcu 11:24 spune: când vă rugați, să credeți că ceea ce vă rugați și cereți, a și primit. Și Domnul va face ca să aveți lucrurile respective. Uite aici, la împrejurări. Timpul ne vorbește. Semnele sunt vizibile. Răscoare, războaie. Vara de iarnă nu se mai deosebește. Parcă din iarnă intrăm direct în vară. Parcă au izbut la timpurile. Parcă oamenii sunt preocupați mai mult de eu lor decât de Dumnezeu și Împărăția lui Dumnezeu. Împrejurările astea, pe de o parte, în unii lucrează foame și sete după neplinire, în alții lucrează nepăsare. Domnul Iisus Hristos, când era pe pământ, în vremea aceea, cei mai mulți îl urmau pentru că erau lipsiți. Erau flămânți, erau bolnavi. Și Iisus îi sătura, Iisus îi vindeca, Iisus îi dezrăbea.
robia, din robia în care erau ei prinși. Dar vremurile de acum, vreau să spun clar, că lucrurile toate dau de veste. Că Domnul Iisus trebuie să apară pe noi cerului. Domnul Iisus Hristos va veni, orice ochi va vedea, dar pentru mine nu este timpul când El va reveni, cum mă va găsi. Nu mi este tot una. Vreau ca să mă găsească vechin. Vreau ca să fiu îmbrăcat în inul subție care sunt faptele Sfinților de plenire. Vă spune Eclesiastul 9:8, hainele să fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu vă lipsească de decat. Aș vrea ca vasul inimii să fie pus în poziție verticală și să fie plin, să dea peste el de puterea Duhului Sfânt, care ne îndeamnă să facem fapte în neprihănire. În prejurările acestea, Pavel, când era întemnițat, spunea el, afirma el în dreptul de Filipii, că împrejurările care erau lanțuri au lucrat spre înaintarea Evangheliei. Pentru că cei care auzeau că Pavel din cauza Evangheliei este întemnițat, se converteau, se întorceau la Dumnezeu. Eu cred că și în aceste împrejurări în care oamenii caută mai mult pâine de fiecare zi, nu mai au timp nici de odihnă, pentru că situațiile sunt cum sunt, ei, de fapt, sărăcesc. Și îmi place mult cartea Proverbelor, unde spune clar că cei ce pun banii la bancă și obțin camătă și dobânzi pe ei, îi obțin pentru cei neprihăniți. Ei n-au parte de ei. Deci banii respectivi ajung în mâinile celor neprihăniți. De ce? Că neprihăniți n-au timp de strâns comor. Ei strâng un de lemn. Iar Dumnezeu nu observați că neprihăniților le dă pâinea ca în somn, glorificați-L fie Dumnezeu. Și vrea să fie prea mare econom, n-ați observat că pune coborile într-un sac fără fund. Și când le coadă numai aici, și-o luat aritul clar. Dar cine ce dă cu mână largă, are din belșug să dea și la alții și să aibă și el din belșug. Glorificați-L fie Dumnezeu. Că-i dădător voios să laudă Dumnezeu. Și-aș vrea, dacă Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos, ca preț de răscumpărare pentru omenire, pentru păcatul meu, păcatul vostru, noi ce dăruim? Noi ce dăruim? Pentru că Dumnezeu l-a dat pe unicul Fiu. Și unicul Fiu face afirmația, eu îmi dau viața de nevol. Nu mi-o ia nimeni cu sila, mi-o dau eu. Deci la rândul lui și Iisus și-a dat viața. Nu și-a dat-o că i-a cerut-o Domnul Dumnezeu. Și-a dat-o pentru că El a spus, eu îmi dau viața și eu mi-o iau înapoi. Nu? Eu voi muri, dar voi învia și voi investi martor. Și acum vreau cu tot acesta. Și aceasta cât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Care din noi nu știm că Domnul Iisus Hristos spunea că despre ziua aceea nu știe. Numai Tatăl, nici Fiul, nimeni nu știe că despre ziua revenirii Lui. Dar noi știm câteva semne concludente pe care Domnul ni le-a arătat în Sfintele Scripturi. Ce așteptați de la ziua aceea? Va fi o zi de groază. Va fi o zi de întuneric. Va fi o zi de plâns. Ziua aceea va fi o zi cum n-a mai fost sub soare. Și acum vă întreb, atunci mulți vei spune, dar după ce mai așteptăm revenirea Lui? Atunci, de fapt, se va vedea dreptatea lui Dumnezeu strălucind. Cei ce au făcut voia lui Dumnezeu, au trăit în sfințenie, au fost puși deoparte pentru Domnul, își vor lua zborul, să-L întâmpine pe noi. Pe cel ce-am mers să le pregătească un locaș. Ioan, în 14:2 spune, în casa Tatălui meu sunt multe locași. Dacă nu ar fi așa, nu v-aș fi spus. Mă duc la Tatăl să vă pregătesc un locaș, ca acolo unde voi fi eu, să fiți și voi. În casa Tatălui meu sunt multe locași. De fapt, locașurile sunt în cadrul
atunci când El va veni să facă dreptate aleșilor Lui, care strigă ziua și noaptea, vino Doamne Iisuse! Și Domnul spune, și Duhul și Mireasa zic, vino! Și noi zicem, vino Doamne Iisuse! Așteptăm noi ziua glorioasă? Nu vă înspăimântă ziua aceea? Că din noi care vom fi la mare, nu va fi luat altul, va fi lăsat? Din noi care vom fi la Crimbun, va fi luat altul, va fi lăsat? Din noi care vom fi la întrupat, unul va fi luat altul, va fi lăsat? Nu vă îngrozești? Mă îngrozesc! Și de multe ori mă gândesc, Doamne, dacă noi, care citim românește și înțelegem profund cuvintele astea, înseamnă că dintr-un soț și o soție, că doi întrupat, nu? Unul luat, altul lăsat. Mai mare înșelare care nu poate exista. Adică, unul să plece și altul rămâne. Din doi care se pe câmp, unul să plece și altul rămâne. Din doi care se moară, unul să plece și altul rămâne. Dar, mă uit la deci că soarele va dobori. Adică va arde. Nu observați? Că parcă an de an, soarele arde puternic. Alții, anotimpurile parcă nu-și mai urmează cursul. Alții, cu tremure, războaie, foamete, ciung, apar bolile, apar parcă una lăsat în balta. Toate astea, te merg să ne punem în gardă. Doi, ar trebui să ne facă să fim bucuroși că fiind ziua eliberării noastre, părăsirii pământului acestuia blestemat se va face sub slavă lui Dumnezeu, glorificat să fie numele. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Cu toate că noi spunem că nu dormim. Biserica Domnului doarme, dar doarme de-a minerea. Mă uit la pilda celor 10 fecioare. Domnul Iisus spunea pilda aceasta, spunea erau 5 fecioare înțelepte și 5 nechipsuite. Toate au adormit. Vreau să vă spun că doarme și pocăințe, dorm și nepocăințe. Dorm și cei care sunt mireasă, dorm și cei care sunt adunare. Biserica e în capul adunării. Aici este pilda, în adunare, nu? N-avem treabă cu cei de afară. Și aici spune că toate au ațipit. Cele înțelepte aveau candele, aveau haină, aveau unde le mânc candele, cele neînțelepte, nechipzuite, aveau haine, aveau candele goale. Și la miezul nopții s-a auzit strigarea. Iată mirele! Ieșiți în întâmpinare! Toate s-au deșteptat. Toate s-au trezit. Și cele care aveau unde lemn au intrat. Cele care aveau unde lemn le-au rugat, dați-ne și nouă, că îi se sting candele. Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Mergeți de cumpărați mir de la cei ce vând mir, nu? Și au mers să cumpere și prin totul două spuse la misă. Vreau să vă întreb, nu vă îngrozește. După ce am slujit 30 de ani, 4 de ani, 50 de ani, să zică, plecați de la mine, căci nu vă cunosc, fiindcă ați făcut și fără de legea. Mă uit aici, la ceasul să vă treziți. În grădina Ghețiman, când a fost și mai mare preoților, au mers să arestez pe Iisus Hristos. Iisus le spune, pe cine căutați? Pe Iisus? Eu sunt! Și a fost și mai mare preoții ridicat cu fețe la pământ. Și întreabă doar pe cine căutați? Pe Iisus? Eu sunt! Cu aceștia și n-am despreabă. Și în ceasul acela, pe Iisus îl preocupau ucenicii. Cu ei să nu aveți treabă. Și acum spune, acesta e ceasul vostru și puterea întunericului. Că dacă n-ați fi ceasul vostru și puterea întunericului, l-aș ruga pe tatăl meu și îndată mi-ar pune la dispoziție mai mult de 12 legiuni de înger. Dacă împărăția mea ar fi de lumea aceasta, nu? A mea e slujitor, s-a luptat cu voi. Dar pentru că părăția mea nu-i de aici. Nu se luptă. Și îmi place foarte mult. E vorba de un ceas. Mă uit acum în grădina Ghețiman. Merge Iisus în soție cei 11 apostoli.
Și acolo prezintea Ghețiman, Iisus le-a pe Iacob, pe Petru, pe Ioan, mai departe. Păi și-l lasă într-o parte și pe ei mai încolo în picuț. Îi lasă și pe ei acolo și el deci mai încolo puțin să se roage. Și să roagă, Tată, dacă e cu putință, fă să treacă paharul acesta. Dar Tată, dacă nu e cu putință, nu voia mea, voia ta să se facă. Se duc la ucenici și ucenicii spune că erau cuprinși de amărăciune și dormeau. Și Iisus face afirmația, un ceas n-ați fost în stare să vegheați? Un ceas cere Dumnezeu într-o zi. În fiecare zi, la orele 9, Corneliu înălța lui Dumnezeu rugăciuni. În fiecare zi, Corneliu aducea jertfe, milostenii pe altar. Rămâne Dumnezeu sunt? Fraților, îmi place să dau modele exemplele astea, pentru că mă mișcă ori de când îmi reșesc. Era un om care îl căuta pe Dumnezeu, nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Era un sutaș roman. Era un om care sub mâna lui avea 100 de soldați. Conducea 100 de soldați. Dar omul acesta, Scriptura spune că era un om ucernic. Era un om temător. Un om cu frică de Dumnezeu. Un om care în fiecare zi, la ceasul al 9-lea, se ruga lui Dumnezeu. Și Biblia spune că Dumnezeu trimite îngerul lui și îi spune într-o dimineață, Cornelie, rugăciunile tale, milostenile tale, au ajuns la mine. Ai văzut când ajung milostenile, fraților? Unii cred că dai cu dărnicia ta. Nu, nu, ajung pe masa de lucru al lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că este milostiv, îndurător și drept. Și acum spune că nu tu ai fost mântuit că tu ești mentuos. Ai fost mântuit că lui a fost milă. Mila biruie judecata. Nu eu l-am găsit pe Domnul. Domnul m-a găsit pe mine. Și Domnul m-a făcut vărtași fiind dumnezeiești. Și El m-a altoit în viță. Eu sunt blăniță roditoare a tuturor datorită vieții care curge din viță în blănița mea. Despărține Domnul după toată roadă. Și nici voi nu puteți roadă. Dar dacă suntem altoiți în viță, aduce multă roadă și blânză care aduce multă roadă este curățată, să aducă mai multă roadă. Iar cea care nu aduce roadă este tăiată, legată, păstrată pentru focul veșnic. Mă uit acum, Domnul trece cu vederea șefelui Corneliu, ceasul de rugăciunea lui Corneliu, mă uit la Petru. Petru avea un obicei. În fiecare după masă, la orele 18, la orele 6, după masa, se urca pe acoperișul casei lui și făcea o rugăciune Domnului. La orele 18, Petru era la altar. Și în momentul când Petru era de casă, cade într-o răpire, vede trei oameni la ușa lui, căutându-l pe Petru. Și Duhul Sfântul Petru, scoală-te și du-te cu oamenii ăștia, că te caută pe tine. Petru se scoală din răpire, din viziune și merge așa că era la poartă și îl întreabă ce căutați de Petru? El sunt. Și îi găzduiește. Și merge cu ei în casa lui Corneliu și spune Corneliu e la ceasul a 9. Petru astăzi la ceasul al 18-lea. Petru avea obicei la ceasul al 18. Corneliu avea obicei la ceasul al 9. Daniel avea obicei de 3 ori pe zi. Vreau să vă întreb pe voi, când Petru este arestat faptul 12, biserica nu înceta să se roage pentru eliberarea lui Petru. Era orele miezul nopții, nu? Când Petru este scos de înger afară, și când Petru iese în stradă, prea dacă zic o viziune, un vis, atunci ai considerat în realitate. A venit la casa lui Marco și când a luat în ușă, roda, în loc să-i deschidă hurtul într-o râs, este Petru. Ești nebun? Este îngerul lui? Nu, este Petru. Poate ne rugăm și noi părinții de asta.
Doamne, fă seamă și minuni, dar cum să fac eu să fac minuni? Noi ne rugăm să facă, dar nu crede că Domnul le face. Mă uit acum la cea cuvântul aici. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Domnul așteaptă de 50 de ani, de 70 de ani, de 10 ani, după mulți. Și multora nici nu le pasă că Domnul bate la ușa inimii lui. Iată, eu bat la ușă. Dacă auzi glasul și deschis, intru, cine-s cu tine și tu cu mine. Apocalipsa 3:20. Mă uit acum. Îl simți pe Domnul că bate la ușă? Amin. Domnul vrea să spună, trezește-te! Somnul în care ești este nașterea ta biologică în păcat și nelegiuire. Fiecare om se naște biologic cu această stare de păcat. Dar ca să fie mântuit, trebuiește să se trezească. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Domnul așteaptă. 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 Dar din o zi, când Domnul mai așteaptă, El bate astăzi la ușa îndurării, la ușa dignitare. Și vrea să-i deschizi. Vrea să intre. Vrea să cineze cu tine. Și tu cu El. Vrea să devii proprietatea Lui. Vrea să-ți facă dreptate. Domnul este la cârmă. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Vă întreb, mântuirea, ce însemnează mântuirea? Un om pus de o parte pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit să aducă mântuirea. Prin credință, prin har, suntem mântuiți și acesta este darul de meritat pe care Dumnezeu Tatăl l-a dat nouă. Iisus înseamnă Domnul este mântuire. Iar Hristos înseamnă unsul lui Dumnezeu. Uns cu Duhul Sfânt. Ca mare preot, ca mare proroc, ca mare învățător, ca mare Dumnezeu. Glorificat să-i fie numele. Mă uit acum la fiecare din aceste atribute. Hristos, uns cu Duhul Sfânt. A fost vestit de către Duhul Sfânt că va fi mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Iisus Hristos n-are început la zile, nici sfârșit la an. Iisus este Alfa, Omega, începutul, sfârșitul. El este Dumnezeu. Iisus nu se schimbă. El este același. Ieri, azi și în veci. Glorificat să-i fie numele. Iisus nu s-a făcut preot prin sânge de sap și de ver. Iisus a fost în același timp și preot și miel de Paște. Prin sângele Lui și-a făcut intrarea din locul sfânt în locul preasfânt. Prin sângele Lui, dacă înainte preoții se făceau mari preoți și treceau în locul sfânt oră de an, nu intrau fără sânge, fără vărsare de sânge. Dacă sângele unei vaci stropite îi curăță pe cei înfinați de păcate, cu cât mai mult sângele, legământul cel nou, făcute sângele lui Iisus Hristos, legământul cel nou în sângele Lui, care este? Este paharul binecuvântat pe care noi îl binecuvântăm. Iisus și-a vărsat sângele ca în El să avem iertarea, în El să avem împăcarea, în El să avem iertarea, vindecarea, mântuirea, salvarea. Glorificat să fie numele. Uitându-mă aici, să vă treziți în sfârșit din somn. Mulți dorm de-a binelea și cred că sunt gata pentru veșnicie. Cei ce dorm noaptea. Cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Cei ce curvesc, prea curvesc, fac noaptea lucrurile acestea. Cei ce credeți din
ci trăim, dar nu mai trăim noi. Trăiește Iisus în noi. Și viața noastră este ascunsă cu Iisus în Dumnezeu. Consecutul cu trește. Vreau să vă întreb acum, viața lui Iisus Hristos curge în noi. Dacă viața lui curge în noi și noi suntem vii datorită vieții lui Iisus Hristos după înviere. Pentru că Iisus după înviere în Ioan 20:22 a zis și-o suflat peste luați Duh Sfânt. Și-o suflat Duh Sfânt. Și ei au devenit duhuri dărătoare de viață. Vreau să spun că nu-i vorba de botez cu Duh Sfânt. Este vorba de acea putere de ai însoțime ei în sfârșirea lor până la bucurarea Duhului Sfânt. Pentru că când frate Iisus era pe pământ și Iisus da o spostăvirea Tatăl, nu putea să vină Duhul Sfânt la noi. El spunea, este nevoință să mă duc la Tatăl, că dacă mă duc la Tatăl, nu vine Duhul Sfânt la voi. Mă duc și îl voi trimite. Și place mult afirmația lui Ioan Mântuitorul, care spune că eu nu cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis să botez, mi-a zis, acela peste care ne gândea, pocorându-se și oprindu-se, Duhul Sfânt, în timp de porumbel, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. De El să ascultați. Amin. Nu-s eu Hristosul, nu-s eu Ieremia, nu-s eu prorocul, dar cine ești? Să-i glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți scala Domnului. Și vreau să spun, nu era Ioan prorocul? Ioan era prorocul cel mare. Dintre femei, nici un om nu s-a născut de mare ca Ioan. Dar, în Împărăția lui Dumnezeu, cel mai mic din Împărăție e mai mare ca Ioan. De ce? Ioan era sfârșitul legii, iar Hristos era Harul Mântuitor, prin care avem mântuirea și iertarea glorificat să fie numele. Amin. Mă uit aici. E ceasul să vă treziți din somn. Vreau să mai dorm. Vreau să mai asupez. Îmi place lumea. Când chemte cineva la mântuire, știți care este lucrul care este de primul lucru? Îmi trebuie mântuire să fie așa. Sunt tânăr. Când voi distra? Și atunci îi spun foarte, foarte clar. Viața ta este învârtită în jurul degetului lui Dumnezeu. Te întreb. Știi că Dumnezeu dă viață și tot Dumnezeu omoară. Știi asta? Și faci ori mare. Cum Dumnezeu omoară? Da. Nu moare niciun om de pe terra fără aprobarea lui Dumnezeu. Nu moare. Pentru că Dumnezeu are viața mea, viața noastră, după deșteptul. Da. Și când Dumnezeu spune să mai plătești, plătești. Când Dumnezeu spune, gata, trimite Îngerul Mântuitor și viața ta a plecat. Viața ta, de fapt, este Iisus. Viața este Iisus. Când Iisus își ia ce-a pus în om, rămâne sărână, nu? Și dă scaună să fugă de ea, să scaune de cer, pământul din pământ și miroase. Mă uit acum, ar fi cazul să ne trezim din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi. Îi chem la mântuire pe oameni. Întâi mă mărit, că la pocăiți nu sunt mulți băieți. La nepocăiți sunt mulți. La pocăiți nu sunt multe fete. Asta e motivația. Părinții pocăiți slab de cap, nu te grăbi să te botezi, fata mea, și pruncul meu, până vezi cum te alegi cu măritatul. Că la noi la pocăiți nu prea sunt. Noi trebuie să ajutăm pe Dumnezeu că se putem mărita. Așa că cei mai mulți slabi. Vreau să vă asigur din adevăr, Dumnezeu când te-a creat, El te vedea când tu nu existai, atunci te-a planificat soția, atunci te-a planificat soțul, atunci te-a planificat binecuvântările, atunci te-a planificat toată viața ta. Crezi că El nu știe că tu ești om? Dar noi vrem să ne ajutăm. Bine făcut! Acum, nu? Sau ai tot crezut promisiunea lui Dumnezeu că din Avram se va naște Isaac. Și o zic, Avram, a uitat Dumnezeu să punească promisiunea. Treci la Agar. Și apoi Agarul din născut pe Ismael, din născut a ieșit 12 voios. Și acum vedeți voi, musulmanii, islamiștii și ăștia, fac probleme pe întreg terra. Din ce cauză? Că Avram n-a ascultat de Dumnezeu. A ascultat de soția lui Sarai. Că i-a zis, treci, culcă-te cu
Noi ca părinți, dacă n-am dat asâmpire ochilor noștri și urechilor noastre și le-am spune pruncilor noștri ziua și noaptea, prunci mami, prunci tati, pocăiți-vă! Cel mai nobil lucru este ăsta! Pocăiți-vă! Păcați-vă cu Dumnezeu! Căci viața și moartea sunt după degetul Lui. Și nu știi că te-ai retrăit pe omul ăsta. Și dacă mori fără El, mergi în iad, chiar dacă te-ai născut în părinți pocăiți, dacă mori fără El, mergi în iad. Condiția, dacă mori minor, ești minor cu mama și tată mântuit, ești, da, dacă ești mașor, răspuns personal. Și vreau să vă ajut bine ca fiecare din noi. Pentru Dumnezeu nu trebuie să-L ajut să-și împlinească promisiunile. Eu am auzit cu urechile mele, nu odată, nu se mărita, nu te pocăi, fata mea, până nu te măriți. Și apoi împreună cu cel care te măriți, îi pocăi. Dacă o biserică din Corint nu poate pocăi un curvar, va putea pocăi o fată, un șmec. Să înșală pieții părinți. Domnul să ne înțelepțească și pe fete, și pe părinți, și pe așa. Vin la alții, îți om de carieră, îți afacerist. Dacă mă pocăiesc, îmi scap veniturile, nu mai pot mințe, nu mai pot înșela, nu mai pot fura, nu mai pot, nu mai pot. Și am zis, crezi că ochii lui nu vede? Pentru că capul tău este ăsta, el va face să ajungi în pușcărie, fără nimic, și de acolo vei căuta pe Dumnezeu și vei găsi. De ce? Că Dumnezeu își întinde mâna să mântuiască. Cine poate opri? Nimeni! Dar dacă nu te mântuiești până ești liber, te bagă el după gratii și te mântuiești după acolo. De ce? Că e specializat să te mântuiască. Unii vor să curse din marea unei morții și le place anturașele murdare și trec prin fel și fel de experiențe. În loc să fugă în brațul lui Dumnezeu, ajung bătuți, ajung nenorociți și când sunt nenorociți, societății nu mai spun și Dumnezeu și păcii primește. Da, ați urmărit? Cât ești chipeș, frumos și integru. Orice angajator te angajează. Când ai ajuns bolnav, ții. Vă angajează? Fără nici unul. Ei, dar de ce nu vii tu la Iisus greșită? De ce vrei să vii la Iisus cum a venit? De mult se aud. Vreau să mă mochesc când voi avea 19 ani, măcar nu că trăi viața, că apoi, dacă o le-am colo, că aș bărnirea de așa. Nu te ieșe. Nu, nu. Dumnezeu nu s-o ocazie. Nu-ți dă ocazie. Dacă te mântuiești când auzi glasul Lui, îți dă privilegii să te poți bucura de toate privilegiile pe care le oferă Dumnezeu. Și îți dă și lucruri de mâncă binecuvântate, și soț binecuvântat, și soție binecuvântată, și familie binecuvântată. Nu face așa. El face ca să n-ai nimic. Nimic. Nici o bucurie. Și să sfârșești apoi în las, ca Iuda. De ce? Din cauza remușcărilor, vermele care nu moare, e conștiința, nu? Putea să mă bucăiesc, nu m-am bucurit. Și pe mulți am auzit, ei, dacă aș fi știut că drogurile, bețiile, curvările, bătăile, mă duc aici, nu le-aș fi practicat. Dar n-am știut. Și doi, nu i-am ascultat pe cei ce au vrut să mă scoată de acolo. Vreau să vă spun, cuvântul pe care găsesc eu în al meu, e cuvântul, puterea lui Dumnezeu, pentru mântuirea fiecare care crede, și în fel de cuvântul acesta, vrea să despice, inimile de gravi, să facă și de carne, în care cuvântul să se facă sineze, să aducă multă roade la toacere. Și iar folosi un om să câștigă întreagă, dacă își pierde sufletul, devine cel mai nenorocit. O familie binecuvântată este compusă dintr-un soț și o soție, cu soție și copii, nu? Ce minunat e când cei doi vorbesc aceeași limbă. Când prunci și jurul mesei vorbesc aceeași limbă. Ce minunat e. Și ce rău e când familiile s-au format din unul șef și altul șef. Când se mântuiește unul din lume, cât de greu e pentru soarele respectivă sau vădat de tine. E greu. Că și altul nu înțelegi. Dar când poți porni în viață, pocăit cu pocăit, și nu faci, nu e așa că vii recrede, nu e așa că mânci. Nu e așa că, băi, puteam să n-am spichile astea, puteam să nu le-am astea. Dar omul ascultă. Cine e vinovat? Omul. Treziți-vă din somn, căci mântuirea, acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Ce faci ca mântuirea asta care este aproape de noi să nu te ocolească? Pentru că mulți au făcut din mântuirea asta calea, ținta,
dar ce își dă lor. De ce mai mulți îi interesează, preocupă cum să ajungă la Hristos, cum să fie mântuiți. Stau de vorbă cu oameni intelectuali care îmi spun cum de nu l-am găsit mai repede, cum de nu mi-a vorbit mai de mult. Aș fi fost cu tine atât de eșecuri, de atâtea lucruri urâte care le-am făcut. Și le pare rău și regretă. Și voi care vă ascultați, bine ar fi să luați aminte că și Domnul vorbește astăzi. Și spune, astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Primește pe Domnul ca Domn și Mântuitor și El va face tine un templu sfânt al Duhului Sfânt. 12. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Noaptea neagră a păcatului. Păcatul e noapte. Nu te-ai săturat de noapte. Strășeule, mai este mult din noapte. Mai este puțin. Vă întreb acum, nu v-ați săturat de slavia apropia care ați costinut? Atâta vreme? Pentru că atunci când ești rob, nu faci ce vrei. Faci ce vrea Satan. Și în momentul când nu faci ce vrei, tu nu mai ești rob, ești rob. Și robul vine la mâncare, întâmplă să gătească la stăpâni. Și apoi încerce să mănânce și rămâi pe la masă. Domnul vrea să nu fim noi rob. Vrea să fim slobos. Să fim cu Domnul, mântuiți Domnului. Noaptea aproape trecut, se apropie ziua. Și acum atenție, să ne îmbrăcăm, da, de faptele întunericului. Hai să facem lucrul acesta, pentru că Biblia spune să ne îmbrăcăm. Deci eu trebuie să mă dezbrac în dreptul meu. Și fiecare în dreptul lui. Și acum mă uit la faptele întunericului. Hai să ne uităm la faptele astea întunericului. Nu mă uit, le citesc, așa e bine câteva dintre ele. Curvia. Trebuie să țineți la aceea. Prea curvia. Unii cred că curvia nu-i gravă. Dar Domnul spune că muscul, vinul și curvia iau mințile omului. Legile Domnului unde sunt scrise? În minte. Dacă sunt legile Domnului acolo, mai poate fi curvia acolo? N-are cum. N-are cum. Nu mai poate fi alcool acolo? N-are cum. Vedeți noastră, cum se bată asta ca mânca? Unii zice, dar Domnul mi-a permis să verific un pahar. Asta sunt mie. În acea Biblie scrie lege, poruncă a lui Dumnezeu, că nu avem voie să avem nici puțin, nici mult. Este dată poruncă. Și acum trebuie în fața poruncii ce faci. Pentru că Domnul nu îngăduie să-mi bei alcool. În Geneză, în capitolul 2, spune cuvântul Domnului că a făcut tot fel de pom, nu? Și iarbă și așa, și-a zis, aceasta să fie hrana voastră. Vorbește ceva acolo la creațiune de băutură? Au zis, au zis, din pomii ăștia faceți niște vin, palincă, și vezi? Au zis, asta să fie hrana voastră. Și Dumnezeu nu șcarcă porunca, fraților. În Levitic, spune 10:11-19, spune acolo foarte clar, că nazirei, și eu vă zic că noi suntem nazirei, toată viața lor n-am voie să dea alcool. Nici puțin, nici mult. Și mă uit acum la o categorie de oameni și mi-e place foarte mult și cred eu că Dumnezeu a consemnat în Ieremia în 35, familia lui Recap. Nu a pus Dumnezeu acolo la întâmplare, fraților. Familia lui Recap, prin ce se caracterizează? Tatălor le-a dat o poruncă, le-a dat pe altă poruncă și a zis așa, fă, familia mea, toată viața voastră, n-aveți voie să sădiți vie. N-aveți voie să construiți palaturi, căști. N-aveți voie să stoarceți băuturi, să le mâncați și să le beți. Și acum atenție! Și ei spun așa, noi toată viața noastră nu sădim vie, nu stoarcem și nu bem. Porunca lui Iona e păzită, Dumnezeu face afirmația. Și porunca mea e nesfrutită. Vă întreb, credeți voi că Dumnezeu va trece cu vederea de șmatul tău? Nu. Hai acum să ne uităm aici. Să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului. Faptele întunericului. Hoții, minciună, întărcăminte neșanțată, vorbe nechipzuite, ură, pismă, clevetie, toate înșirate
Că ce bine se simte omul când fură. Și am hotărât cuvântul. Ăsta n-am vrea să ia sabătă la oameni. Ăsta n-am vrea să se facă dimineața. Și de ce? Pentru că dimineața ies la interval faptul. Pentru ăștia care fură. Dimineața e groasă. Ziua e groasă. Vă treta pentru cei care chinuiesc. Care dințesc. În Psalmul 101 cu 5. Pe cel ce cărătește răspuns, îl voi nimici. Îl voi nimici. Atenție, biserică! Oprește-te să vorbești în ascuns. Amin. De aproapele tău, de slujitorul tău. Și să vorbește rău. Că Biblia spune că Dumnezeu spune, îl voi nimici. Deci nu te mai lasă în șanse. Mă uit la cuvântul Domnului aici. Să ne îmbrăcăm de la faptul Dumnezeului. Și a doilea. Și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Amin. Nu poți să iei armătura să te poți opune păcatului, satanei, până când te dezbraci. Nu poți avea coiful mântuirii pe cap și tu mincinos. Nu poți avea coiful mântuirii pe cap și tu vesel. 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 Nu poți avea coiful mântuirii pe cap și tu curva. Nu poți. Ai înțeles? Dumnezeu este sfânt. Ci sfințenia Lui. El nu permite amestecul. Ori ești sfânt, ori ești nedrept. Mă uit acum mai departe. Nu poți avea platoșare pe mine, care stinge toate săgețile adevărate ale cui? Ale celui rău. Păi, dacă ești al lui Dumnezeu, categoric, ai declanșat un război diavolului. Și când îl declanșezi, când îl declar pe Iisus Domnul tău și Mântuitorul tău personal, în momentul acela declar război. Ei, în momentul acela trebuie să te îmbraci în armătură. Amin. Pentru că să te poți împotrivi în ziua aceea vrășmașului. Și el va fugi. Dar te întreb eu, fuge el dacă are un cui în tine? Dacă îți place să fur, te întreb eu, poți să avea toate vestimentele de sfânt? Poți fi venită chiar în față. Poți avea puse până jos. Te întreb. Intră? Intră. Poate prorocia tălăie, poate predica tălăie, dacă mințesc, îți atrag. Scut! Deci să fiți foarte clar. Dacă vorbesc pe fratele meu de rău, îți salut. Și în momentul ăla Dumnezeu nu este în mine. Nu este în mine. Să nu gândim cumva că o formă de eclavie pe de afară ne arătăm niște oameni evlavioși, îl va convinge pe Dumnezeu lucrul că știi ce ne se ia. Biblia spune că forma de evlavie între care posează mulți, egal cu zero. Înșelăciune pentru cel ce vrea să arate că e evlavios pe din afară. Evlavios să fii și în locul și din afară. Amin. Și Dumnezeu să ne ajungă la aceasta. Mă uit acum la aceasta. Ne îmbrăcăm cu armătura. Să nu spui tu mie că poți citi cuvântul, stăluind cuvânt, încălțământul, dacă ești îmbrăcat cu faptele Dumnezeu. Câți din voi nu puteți citi cuvântul și nu puteți persevera în el, să știți că e o problemă. Care? Vă domină celălalt. Sunteți stăpâniți de celălalt. Pentru că el te distrage de la citire. Să vă știe că dacă nu citești cuvântul, cuvântul e pâine. Da? Este putere! Da? Este voință! Da? Este mișcare! Da? Este făptuire! Da? Amin. Și când citești cuvântul, satana nu te poate învinge. De ce? Că nu te cuvântul. Că Dumnezeu dat o sabie în mână și sabia este cuvântul. Și sabia este pentru contraatac. Și când te împotrivești lui tare, el fuge. El fuge că-i lași mincinos. Dar mă întreb eu, pot fi eu încălțat cu încălțământul rând la Evanghelie Păcii și eu lucru mână pe Biblie cu săptămânie? Fraților, luați seama ce vorbesc, vorbesc niște lucruri adevărate. N-am pregătit predicat. O să tu sunt asta să predicați aici. Mă tot gândesc de multe ori. Cum aș putea să vă convin, să vă înțelegeți că Biblia trebuie și trebuie zi. Trebuie aprofundată zi de zi. Și în momentul ăla când ai Biblie în tine, cuvântul lui în tine, vreau să spun, chiar dacă treci pe vala frângerii, nu mă tem. De ce? Că tu ai cine au lui, mă mântuie și Domnul este cu mine. Amin. Mă uit aici, mă uit la râul adevărului. Vă întreb,
faptele tale, din gura ta, cuvintele tale, vei da socoteală. Într-o zi. Într-o zi va trebui să stai față în față. La mare tron alt al lui Dumnezeu. Și acolo nu mai sunt advocați. Nu sunt pe advocați. Este unul singur, Doamne, și legat de vază de lui. Iisus. Și Iisus îți va pune sub ochi ziua, ceasul, ora, când tu te-ai destrăbărat. Când tu ți-ai făcut gusturile tale. Când tu ai făcut păcat. Da, ți-a văzut. Și acum mă uitam la tot aceasta. Când Domnul ne îmbrăcați-vă cu apele lumini. Dacă eu sunt cins cu copțile adevărului, da? Și vreau să vreau să este mic. Asta înseamnă că sunt om liber. Cine este adevărul? Iisus! Ce este adevărul? Ce este adevărul? Libertate! Slobă! Adevărul te face slobă! Și acum te întreb eu, când Iisus e peste mintea mea, când Iisus este peste frâul meu, te întreb eu, te mai îndelebicești cu prostii? Mai poți purta ură în inima ta? Cunoașteți conștiințele? În Matei 6, 12, la 14, cuvântul spune acolo foarte, foarte clar. Și vreau să mă uit voi, ca să dați sfatul și celor ce le aveți în jurul vostru, aceste cuvinte sunt foarte importante pentru voi. 12. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Le spuneți fraților cu tine astea soare care m-a spus? Frate care m-a spus, le spui? Mai departe. Și nu ce vreau să spui și vreau să ce vreau, că ce doi se împărățești puterea și slava vești de veci. Atenție, paște! Dacă iertați oamenii o greșelile lor, și tatăl vostru ceresc, vă va ierta greșelile noastre. Dar dacă nu iertați oamenilor, nici tatăl vostru nu va ierta. Fraților! Știți cum e greșe? Pavel spune, ce iertați voi, iert și eu. Ce nu iertați voi, nu iert și nici eu. Ce-am iertat tot ce fac? N-am iertat nimic. Da? Ce eu iertat? De fapt, Domnul. Dar eu, condiția este să iert. Nu ai cu iert, nu mi se iartă. Și cel tare, de regulă, are putere să-și are iertat. Cel slab, niciodată. Niciodată. Ăla slab și cu lene, era cu tare. Eu doar m-am dat și am cumplit aceasta să pot pleca și pentru fața oricui. Și îi spui, iartă, chiar dacă n-am gândat. Adică am gândat de partea mea și la ta. Nu. Pentru mine să picem mulțumim probleme. Pentru mine să văd de Dumnezeu în viața mea probleme. Asta e problema. Și mă preocupă cu ăsta. Mă uit aici acum. Să ne dezbrăcăm, da. Deci când spui eu să ne dezbrăcăm, da. E o condiție, da? Dacă nu te dezbrăci, nu te poți îmbrăca. Asta nu face Dumnezeu. Nu ne îmbracă Dumnezeu. Noi trebuie să ne îmbrăcăm și noi trebuie să ne îmbrăcăm. Și acum începe. Și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Lumina a biruit întunericul. Ochii este lumina trupului, nu? Dacă ochii tăi sunt lumină, tot trupul tău este plin de lumină. Dar vă cred eu, dacă ochii mei sunt lumină, cum se face? Când găsesc pruncul, zona neaza mare, în fața internetului, cu totul sau lucruri care nu spun. Nu-i ca să că au internetul între noi. Acolo am între noi. Nici dacă vrei, nu-i găsești. Dar mulți părinți le dă internetul în camera lor, domnilor lor, când ei se închid. Se închid. Și acolo își urmăresc seriale, mizerie. Dacă ochii tăi sunt luminat trupul, crezi că cel ce privești din cer spre cei nepreliți, cel ce aude pe cel neprăvit. Pentru că spune Biblia că el privește și aude pe cel neprăvit. Dar fața lui este împotriva celor răi. Acum, adică, nu te vede el? El nu mă tem de voi, mă vedeți voi. Eu nu mă tem de el. Și doi, eu nu fac nimic din cauza fricii. Eu fac din cauza convingerii. Pentru că știu că Dumnezeu e omniprezent, omniștient în orice loc. Și gândul meu îl cunoaște înainte ca să spun un cuvânt, îl știe. Mă îmbrăc acum la îmbrăcămintea aceasta. Îmbracă-te cu faptele luminii. Îmbracă-te cu armătura luminii. Lumina de la ideală ce? Păcatul. Nu? Dacă pe haina ta credincios pentru că o stau mântuit, trebuie să fie o haina albă, un imaculat, albă. Trebuie să pune pe tine o zânzară ruscă, de la o poștă, nu? Ei, Domnul de fapt vrea să spună că lumina dă la ideală păcatul. Ei, dacă tu ești lumină,
Mai poate fi întunericul în viața ta? N-ai cum. Nu ai cum. Acum vine a treia recomandare. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Ziua Domnul învăța, vindeca, hrănea, făcea semne de mătuiri și minuni. Iar noaptea o petrea acela în munte în rugăciune către Dumnezeu Tatăl, ca Dumnezeu Tatăl să-L întărească, ca a doua zi din nou să poată să o petreacă împreună cu ei. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Cei ce trăiesc frumos și luminați și trăiesc frumos ca în timpul zilei, ăștia nu practică deție, curvie, adulte. Cuvântul spune așa, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri. Vin zilele onomastice. Vin zile cu bun prilej când se iese la bograș, la picnic, la iar. Numai să aveți urechi și să auziți ce se vorbește acolo. Îndemnul meu ar fi nu bograș, nu picnic, ci genunți plecați. Pentru că atunci Dumnezeu ne va lăuda. Niciodată nu am petrecut ziua într-o stațiune sau undeva într-un restaurant. Nici nu cunosc un restaurant cu arată de mult. Nu știu cum arată. La 53 de ani mei, nu știu cum arată. Acest. Dar am petrecut acolo pe genunți. Și am mulțumit Domnului că am ajuns și anul ăla. Și am spus câți ani voi mai avea. Vreau să fiu tot sub ungerea ta. Cu ocazia acestor zile onomastice, ne uităm la Irod. Irod își sărbătorea ziua de naștere. Și cu acel prilej, adună plin de oameni să se desprăbăreze. Și fata lui Irodiada, soția fratelui lui Filip, desmățată, dezbrăcată, rudă, a dansat între ei. Și pe Irod l-a impresionat. Când? Când era condamnat. Când era mort de beat. Și când era mort de beat, a făcut o juruință. Chiar și jumătate din împărăție, dacă nu dat, de ce ți-o dau? Că omul când îi bat, promite. Și fata fuge la mamă să așteptă, ce să-i cer? Capul lui oameni. Capul lui Sfânt. Pentru că-i spăsată. Că-o dansat frumos. Vreau să vă spun, cu prilejul zilei de naștere, s-a întâmplat această crimă olimpică. Ca cel ce l-a purtat pe Hristos la Iordan să sfârșească din decapitat. Din ce cauză? Că a rămas imun în fața păcatului și a morții. Pe Ioan nu-i interesat viața asta. Toți evreii au tăcut la păcatul lui Ion. Dar Ioan, din tehnic să striga și să auzea glasul de acolo în timpul ce se dansa și se cânta muzică. Ion, nu-ți este îngăduit să stai cu nevasta fratelui tău. Nu-ți este îngăduit. Nevasta lui, Ionia, auzea și ea. Acolo a spus că sunt ți-a bine. Și când a venit oferta capului, să nu mai au vocea aia. Ei, vocea aia, fraților, se aude mai departe. Vocea neferinților, chiar dacă dai tu capul trupului, a rămas mai departe ca un glas, ca un ecou. Și care strigă și în vremea de astăzi pentru mine. Pocăiți-vă! Ce-a zis Ioan? Faceți parte, rege de pocăință, căci împărția cerului este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Matei 3:2. Mă uit acum la cuvântul Domnului. La alt exemplu, zic cum are fals în vremea lui Estera, Ahasveroș, face și el un ospăț cu toți mai mare ținuturi lor. Și Vasti, face și au spus femeilor. Și acolo, cu ocazia aceea, se hotărăște punerea jos a împărtesei Vasti și scăunarea lui Estera. Și apoi, punerea la care a ucidere întregului iliat oameni a față robie evrei. Cu ocazia se naște. Mă uit la alte zile de mase. Darius, pe vremea lui Daniel. Și ăsta, o căzut cu cale că la o sfârșit cu cale de să ducă poastele din templul de răsălit. Să bea el, ții toate mâini cu ele. Și atunci Dumnezeu nu poate. Nu poate.
palete acolo la mine pe perete și scrie acolo. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Opt împărate vin la Îngerul Visului. Împărăția a fost luată. Și noaptea ăsta a murit. Dar ce când a văzut capul ăla de mână, ce cășunul să-i dreau de la altă și totul s-a trecut. De ce? Și-a fost nou cap de mână. Dar când o să vezi pe el în slavă. Dar când o să vezi pe el în slavă. Că va veni să judece toată omenirea asta. Ăsta face ce nu s-a luat de fața unui capăt de mână. Dar să vezi pe el în slavă. Crede că vine ceasul când tu îl vei vedea și eu îl vei vedea. Și vom sta față în față cu el. Și atunci vedea socoteală și vedea socoteală. Pentru tot tine sau rog care au făcut în timpul care trăiam în viață. 2 Corinteni 5 cu 10. Mă uit aici, să trăim frumos ca în timpul zilei. Și când trăiești frumos ca în timpul, ce înseamnă asta? Mergi la adunare ori de câte ori ignorat. Mergi într-un loc în care se cheamă de Domnul ori de câte ori auzi că în casa aceea e obicei să facă rugăciuni. Te duci. Mergi acolo unde este chemat în numele Domnului. Acolo unde se vestește adevărul. Nu mergi la fotbal. Nu mergi la rugurea prinse unde ard creștini adevărați ca torțele. Nu mergi la distracții. Mergi acolo unde e chemat în numele Domnului. Mergi în casa unui bolnav. Mergi în casa unei văduve. Mergi să împaci frica cu ăla care n-a lipită. Aduci în casa ta pe ăla care n-a adăpost. Îl încalzi pe ăla care îi discuți. Atunci, neprihănirea ta va strălugi ca lumina la viața mare. Fraților, mi-e prea drag Dumnezeu. Nu pot trece pe secundele astea. E foarte importante. Știu că Biblia aia, dacă știești, te vomitează. Dar vreau să mă duc noastră în 58 în Isaia și uitați-vă aici. Împarte-ți pâinea cu cel flămând. Și atunci ca să vadă noi ce se vădă de post. Dacă vezi că un om gol acoperă și nu toate spate în semnului tău. Atenție. Oh. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Am atenție. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și el va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta șubul din mijlocul tău, amenințele cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei spăla sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste tunericul și tunericul tău va fi ca ziua la mea mare. Frumos, dar nu? Vi-am dat să trăiți frumos ca în timpul zilei. Și când trăiești frumos ca în timpul zilei, când îți îmbați pita, când îți îmbați haina, când ești pentru sărac lipsit, bani, binecuvântat, știu că e Dumnezeu la lucru. Dumnezeu fie să ne rugăm. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Nu în cheful, nu pe zi. Nu în cuvii, ci faptele rușine. Faptele de rușine din potrivă sunt foarte urâte. Astea sunt foarte urâte. Chiar într-o împrejurare cineva a apelat și a zis nu interdicții. Nu. Nu. Vreau să vă spun, noi neprihăniții trebuie să facem să lumineze lumina lui Dumnezeu peste noi. Ca noi să se vadă viața lui Hristos în noi peste noi. Dacă eu n-am la el care sunt pocăi, da? Aș fi prins în timp ce fur carburanți în autobuz de la colegii mei. Cam cum aș arăta eu? Chiar în problemă de asta am uitat și ăla. Și am zis că nu-i pocăit. Hostul nu-i pocăit. Mincinosul nu-i pocăit. Dar vreau să vă întreb. Să trăim frumos în timpul zilei, nu chefuri și desii. Chefurile am atins de ele, desii în libră și comiezele, ca unde putem de astea așa, da? Nu-mi cuvii, cuvii răspinești. Calea care duce la femeia curvă, e o cale care duce la pierzare. Care duce la pierzare. Și când spun asta, femeie s-au vorbat, s-au vorbat, că vrea să care merge așa să ei, și faptul și nu certuri și în pismă. Sunt familii în care nu se mai opresc certurile. Certuri de noapte până noapte. Nu mai este pauză. Și dacă te uiți de ce? Din cauza nepocăinței. Din cauza nepocăinței. Dacă ar fi pocăință într-unul, s-ar potoli focul. Deci că focul, dacă n-ar fi alimentat, s-ar strânge. Dacă îmi pui pe el
Domnul să ne ajute să fim nu certuri și pismă. De ce pismuiești? Dacă pomul unui frate rodește fructe frumoase, gata, mai dau mărțul. Iacob, de oate oară, viața așa om care a vândut și a lui rodește și avea nu rodește. Pentru mărul ăla nu mai e dizaltă. De ce? Îmi pismuiesc! Sau? Scroafa lui a făcut, nu am nu știu, spune ce avea niciun. Și acum vine la 14, altă îmbrăcare. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Amin. Ca să fii păzit de închinăciunea cărnii, de închinăciunea păcatului prin pofte, de închinăciunea care ne lume prin pofta ochilor, pofta firilor, urșa vieții. Îmbracă-te cu Iisus. Amin. Toți că s-au îmbrăcat cu Iisus, au rupt-o cu păcatul, cu păgânătatea. Iisus în voi! Nădejdea slavă. Iisus peste noi! Iisus în noi! Iisus cu noi! Și vreau să întreb, unul Ioan 2 cu 6, cine vrea să trăiască, să trăiască frumos cum a trăit? Iisus. Nu-i așa? Noi zicem că suntem fii ai luminii. Dar cum trăim noi? Ce spune de noi? Suntem fii ai luminii, demonstrăm că lumina a venit în clericul din viețile noastre vorbesc. Și îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de fia gândească pentru că se trezesc poftele. Adică nu poți să fii îmbrăcat cu Iisus Hristos și să stai în fața oglinjoarei șasuri ca să spui bucrețile. Mai nou se locuiește în meritoarea baticul din cap cu un trandafir pus într-un bolță capul sau altului, ca un fetele noastre învățate de mai mari noștri, spune că trebuie să ai doar un semn de cap și considerează că trandafirul ăla bucreț așa pus acolo e semnul. Greșeală. Greșeală. Dacă în Biblia voastră, ca să scrie românește, înveliți-vă. Așa scrie. Cine nu se înveleaște, să și tundă. Da? Mă uit acum la voi. Dacă suntem îmbrăcați cu Domnul Iisus Hristos, Iisus Hristos o răstignit fiul pământească cu poftie în spatele, nu? Iisus Hristos trăiește. Și eu trăiesc atunci că El trăiește în mine. Și dacă Hristos trăiește în mine, cam cum trebuie să fiu și eu? Ca Iisus Hristos. Amin. Și uitându-mă aici, nu purtați grijă de fiul pământească pentru că se trezesc poftele. Ce înseamnă asta? Nu mă îmbrac la modă. Că atunci când mă duc pe stradă, parfumul după tine să îmbete de cap pe o copă la oameni care-s cu curte. Nu, nu. Nu mă îmbrac cu haine provocatoare. Nu-mi deschid ochii după fiecare trecător. Văd, eu umblu mult și văd fete, băieți. Nu este mașină, nu este om. După care și doar gândire. Și mie dau gândire, Doamne, ăștia. Să creșteți bolnavi. Trebuie să ne rugăm. Amin. Acum uit, în momentul în care stai în fața oglinzii și vrei să ieși la rampă ca o Izabelă, te sulevenești la ochi, te pafunezi, te faci, te faci. Nu-i rău. Dacă sunt linii decente, nu-i rău. Că dacă te speri și vii arăt în graj, de spălat, în adunare, leșinăm pe aici, da? Nu-i rău. Dar nici exagerat. Exagerarea face parte dintr-o stinie. Mi s-a întâmplat când am rugat pentru un parfumat puternic și a picat lângă el. Eu nu mai pot suporta mirosul de parfum puternic și m-am gândit că pe grămadă, pe lângă om acolo și așa zic așa rău, zic că a picat lângă el. Și atunci mă treci, poțăși, te dai băli ca să vezi la realitate. Și până o scos pe mirositor așa lângă mine, n-am putut să-l trezesc. Vreau să vă spun, Domnul spune clar, fiicele Sfântului sunt mântre. În loc de păr încrețit, capele și ochi. În loc de haine sfânte, sac sfânt. Și n-aș vrea să te pună Domnul haine sfânte. Ce înseamnă asta că faci de forță? În sens. Acum știu că mă vezi în față, dar eu știu răzvrătirea a plăteată ce? Eu am văzut în Spitalul 5 la oameni bolnav psihic, mai mult bolnav ca femeie. Da? Care sunt de mărși de forță. Așa că nu-ți putea și de zonă nici unul. Sunt mulți care petrec ceasul în fața ogliză să-și vadă tatuași pe uși. Că faci antrenament tot timpul la sală.
Și mai departe se care să mărite cu el. Că ajungem nenorocită. Sac de box. Le spun toate prevoi. Pentru că Duhul Domnului este peste mine. Și Domnul spune așa. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos! Ce-o zis Domnul, Îngerul Domnului către Mara? Pruncul ăsta era zileu din pântece până când trăiește. Aveți grijă de el. Și s-a înțeles câtă vreme și Domnului. Câtă vreme? 2 ani. Restul, cu 20 de ani și eu. Restul a fost robit din pat, din păcat și așa mai departe. Nu? Ce folos cu la zile? Domnul să-i înțelegească. Amin. Pentru ca să-i trezis poftele. Dacă din pricina mea cade un vihar, vai cu mine, sângele lui acel din mea. Și atunci avântuirea mea, zero. Să avem grijă, fraților, dacă putem smulge pe unii din foc, să-i smulge. De alții, că vașa mă ajută să o urând și să ne fie și aceea. Biblia spune clar, orice păcat, orice păcat, pentru care ne rugăm, Domnul poate să sper, să îndepărteze. Condiția, nu ne rugăm pentru păcat, nu ne rugăm pentru păcătos. Da? Pentru păcatul care așa la moarte, nu a spus să vă rugați de Ioan, unui vangel cu trește. De ce? Că e păcat care așa la moarte. Dar schimb pentru păcătos, ne putem ruga. Domnul să ne dea har și Duh de ascultare să ne dea pocăință. E picăși muzică.